Dragi Capricorn, bine ați venit la horoscopul lunii octombrie. Este o lună provocatoare pentru voi și veți vedea când vom vorbi de diversele subiecte despre care vorbim într-un horoscop că vă așteaptă cam pe toate planurile câte o surpriză, câte o încercare, câte o răsplată, de ce nu. Este o perioadă delicată, putem spune. În primul rând, la voi în zodie e pace și liniște, în afară de Pluto, acolo, într-un colț care nu mai face nimic de foarte multă vreme, nu trece nicio altă planetă. În schimb, Pluto, ce se gândește el așa pe ultima sută de metri, începând să meargă din nou înainte de luna asta la voi în ogradă, nu mai este retrograd, nu va mai fi retrograd de la un moment dat încolo, Pluto începe să formeze niște aspecte delicate. Și cum aspectele acestea delicate se vor simți mai ales în ceea ce privește cariera voastră, imaginea voastră publică, succesul vostru, vom vorbi spre final de horoscop la secțiunea carieră despre asta. Dar puneți-vă un pic centura de siguranță că va fi o perioadă cu niște încercări. Pentru că Pluto ce face? Pluto este o planetă, da, ușor enervantă, dar v-ați obișnuit cu ea de 15 ani, este acolo în ograda voastră și mai este un picuț, suficient cât să mai formeze niște aspecte complicate, printre care unele țin și de luna asta sau de anul ăsta mai precis, pentru că Pluto de acolo unde este formează niște quadraturi cu o axă karmică a nodului lunare și nodurile lunare intră în joc foarte tare în această lună odată cu eclipsele. Eclipsele au rol în sau mai bine zis, nodul nord și nodul sud, axa nodului lunare, joacă roluri în eclipse care se produc luna asta. Pluto de acolo formează trei quadraturi pe perioada acestei luni. Una cu Marte, una cu Soarele și una cu Mercur și toate acestea sunt grămadă acolo în balanță, balanța fiind în zona imaginii voastre, succesului, așa cum spuneam. Deci să nu fie o mică surpriză pe aici, pe acolo, pentru voi, în care trebuie să vă luptați, să păstrați ce ați realizat. Poate ați atins niște puncte de apogeu, de succes, de reușită, de supremație, dar acolo cineva, ceva poate să intervină. O probă. O probă de rezistență la edificiul vieții voastre. Ia să văd, zice Universul, ce ai realizat tu de-a lungul ultimilor, hai să zicem, 15 ani. Ține, e solid. Meriți, știi să păstrezi, știi să lupți, să menții ceea ce ai obținut sau la prima abatere sau la primul hop renunți, fugi, abandonezi. Poate fi un moment de apogeu pentru voi, clar că poate fi un moment de apogeu, cu câte se întâmplă acolo în balanță, balanța fiind o zonă de apogeu pentru voi, ar trebui să simțiți multe momente de maximum, capăt de drum. Trageți o linie, faceți un bilanț, culegeți niște roade, ați ajuns acolo unde v-ați propus un vârf pe care vi l-ați setat la un moment dat și îl puteți atinge acum, pentru că acum se adună planete multe acolo în balanță, trei, la un moment dat vor fi și trei, plus o eclipsă în acest sector. Deja vorbesc despre ceea ce urmează să spun la sfârșit de horoscop, la zona profesională, dar nu e doar zona profesională. Acolo, în mijlocul cerului, casa 10 pentru voi, este locul în care vă bateți cu pumnul în piept că ați ajuns acolo unde trebuie, pe vârf, pe Everestul vieții voastre în anumite puncte de vedere. Și pentru unii, da, poate fi un moment de Everest în care tocmai asta v-ați pus în joc toată ambiția, cine știe de câtă vreme, unii de un an de zile, alții de 9 ani de zile, alții de 18 ani de zile, alții de 15 ani de zile, deci sunt aspecte de durată care acum își arată pentru unii rezultatele, dar pentru unii pot fi rezultate wow. Dar, fiind și o perioadă karmică, mai există și reversul medaliei în unele situații. Pentru o mică parte, evident. Cei care nu v-ați făcut temele în tot acest timp, cei care v-ați abătut de la drum, cei care nu v-ați îndeplinit misiunea, aceia puteți fi un pic sancționați. Să sperăm că nu cei care mă priviți aici. Sancționați în sensul că edificiul ăla al vostru, pe un anumit plan al vieții de care sunteți super mândri,
și vă bateți cu pumnul în piept și ziceți că e bine, e stabilit, am ajuns stabil, nu stabilit, e gata, format, am ajuns acolo unde mi-am propus, acolo o să apară o fisură în edificiul vostru. Poate chiar la bază, la temelie. Unii să nu pierdeți ceva. Da, Domnul, să nu pierdeți ceva. Pentru că eclipsa asta vă poate testa acolo unde ziceați voi că e mai ok, că e mai liniște, că mama mea m-a atins obiectivele, ce fericit sunt, ce împlinit sunt, ce să mai aștept, încotro să mă mai duc, e bine așa, spuneți voi. Și acolo vă puteți trezi cu un test, o probă de încercare, pe care, sigur, îl puteți depăși cu brio. Sigur că mai aveți ceva de învățat. Este o perioadă în care intrați din nou la școală. V-ați schimbat, v-ați transformat, ați trecut deja printr-o grămadă de probe. E, acum trebuie să arătați ce ați schimbat voi la voi în ultimele 9 luni, cam de pe la începutul anului încoace. Trebuie să arătați. Posibil undeva la începutul anului să mai fi fost un astfel de moment delicat, la momentul respectiv Pluto de la voi din zodie forma o poziție cu Lilith la ieșirea din Rac la momentul respectiv, iar acum Lilith iese din Leu, care a fost o zonă a transformării, a schimbării voastre. Și acum trebuie să demonstrați că tot ce ați schimbat la voi pe parcursul acestui an ține, așa cum ziceam. Ieșiți la lumină cu ceva, din eclipsă, pentru că este o perioadă de eclipsă. Ieșiți din întuneric, ieșiți din planul 2, ieșiți din peșteră, ieșiți din spatele cuiva, poate din spatele propriilor frici și trebuie să arătați, uite, domnule, cu ce ies eu la interval, cu rodul muncii, să zicem așa, unde nu luați nota maximă, clar, intrați la lecția următoare, cursul următor, pe când alții, efectiv, parcă terminați o școală, la figurat, evident, și din școală cu ce ieși, cu o diplomă, cu un atestat, cu o notă, cu un calificativ, cu un titlu, cu o imagine pe care trebuie să o arătați lumii. Și unii aveți cu ce vă mândri, realmente, că le-ați depășit cu brio, că ați trecut prin toate examenele școlii, vieții cu brio și acum cineva vă recompensează și vă așează acolo undeva pe un pedestal bine meritat, unde, pe urmă, ați putea să stați multă vreme. Hai să vedem diverse planuri ale vieții, cum stați. De exemplu, zona iubirii este foarte activată în această perioadă. Zona iubirii pentru voi, Capricorn, este acoperită de Taur, pe unde știți foarte bine că de pe la începutul anului trec două planete și asta este Jupiter și Uranus, care joacă roluri cheie și în această perioadă. Dar, la sfârșitul acestei luni, 29 octombrie mai precis, are loc faza de lună plină aici, în Taur. Și nu e o lună plină oarecare, ci este o lună plină cu eclipsă. Ați mai avut eclipse pe această axă și acum 6 luni, și acum un an, și acum un an și 6 luni, pentru că în acest sector văd că se insistă eclipsele în cazul vostru. Evident, unii ați făcut schimbări acum un an, alții acum 6 luni și așa mai departe. Depinde ce a rămas în urma acestor eclipse pe axa sentimentelor pentru voi. Dar acum e ultima mare probă, că de-aia v-am și spus că este o perioadă cu atâtea încercări. Testele, examenele finale, cum s-ar zice. Și acesta poate fi un examen final. Finalul acesta de lună, 29 octombrie, vine cu un moment de lumină pusă pe iubirea voastră, pe sufletul vostru, pe ce își dorește inima voastră, pe ce primește inima voastră. Unii foarte mulțumiți, alții se putea și mai bine de atât. Depinde. Finalul de lună nu e tocmai simplu pentru voi. De ce? Pentru că această lună plină este cumva și într-un tir astral, să zicem așa. Este o combinație, luna alături de Jupiter și alături de Uranus, în timp ce în punctul diametral opus sunt alte trei planete buchețel. Trei planete în zona iubirii aici, casa cincea, în Taur și alte trei planete în zona diametral opus în Scorpion, în moment de lună plină și eclipsă. Interesant ce o să fie. O probă de încercare pentru inima voastră, ce iubiți versus ce primiți, merită, nu merită, da, chestia asta de merituozitate s-ar putea să fie pusă foarte serios în balanță. Dacă meritați voi iubirea, dacă merită celălalt iubirea, dacă meritați voi ca și relație, un dar de la destin, poate fi o probă de încercare, dar pe care o puteți depăși cu brio.
că la cât v-ați schimbat în ultima vreme, ar fi și culmea să nu arătați roadele acestor schimbări. Maturizarea, schimbarea acolo unde trebuie schimbat, controlul asupra unor puncte delicate ale vieții voastre, acolo unde poate n-ați fost foarte mândri de voi, de felul de a vă comporta, vicii, defecte, lucrurile astea la care ați lucrat în ultima vreme, acum ar trebui să se vadă la ce ați lucrat în acest timp. Finalul de lună, așadar, cam de pe 28, 29, 30, poate fi un pic tensionat în plan sentimental. O probă de încercare, o relație cu conotații karmice, un eveniment cu conotații karmice în relația deja existentă, că e posibil să, din când în când, să mai treceți printr-un moment în care trebuie să demonstrați fidelitatea, maturitatea, seriozitatea, profunzimea, stabilitatea unei relații. Poate fi un astfel de moment de, poate chiar și de scoatere la lumină. Zic asta pentru că pe parcursul acestui an, prin Leu a trecut Lilith. Gata, își termină Lilith treaba pe acolo, prin Leu, se mută în Fecioară, vom vorbi imediat despre asta. Dar în tot acest timp, mai ales astă vară, iunie, iulie, august, cam astea au fost lunile în care e foarte posibil mulți capricorni să fi fost ispitiți sentimental. Aveați o relație, dar pe undeva niște sclipici acolo. Poate unii ați avut o viață sentimentală paralelă, ascunsă, secretă, se poate și asta. Iar acum e final de poveste lilitiană pe acolo, în care s-ar putea să iasă niște lucruri din umbră, din spatele cortinei. Adevărul, de se poate și asta, abia acum să se vadă tot ce poate ați ascuns sau vi s-a ascuns, e posibil și invers, ca voi să fi fost cel care n-ați știut niște lucruri și acum ies lucrurile din eclipsă, uite așa se face lumină, luna plină cu un ciob de eclipsă, nu va fi o eclipsă totală, va fi o eclipsă foarte mică, dar care e așa o rămășiță a eclipselor care s-au produs în ultimii doi ani și anul ăsta și anul trecut pe această axă. E ultima strigare așa la catalog a sufletului vostru să arătați ce, cât de serios priviți iubirea, cât de matur priviți iubirea, cât de frumoasă e iubirea, cât de dificilă e iubirea, de toate felurile. Pot fi iubiri de toate felurile. E, dar unii puteți fi răsplătiți așa cum se cuvine. Bun, pe de o parte s-ar putea să iasă la lumină acest ascunziș, niște adevăruri, trebuie spuse niște lucruri, niște explicații date, să faceți lumină în viața sentimentală în cazul în care ceva era în neregulă, dar poate să și treceți la nivelul următor. Se încheie o etapă karmică pentru voi din punct de vedere sentimental. Intrați la altă etapă karmică din alte puncte de vedere și vom vorbi și despre asta de-a lungul lunilor următoare, dar încheierea etapei karmice pe un an și jumătate, ba chiar 2022-2023, ați fost la școala vieții în ceea ce privește iubirea, se termină cu nota aia de care vă ziceam. Pentru unii, cu un dar minunat, ați depășit faza delicată a relației, s-a consolidat relația, vă simțiți iubit, vă simțiți prețuiți, iubiți pe celălalt, e sentimentul ăla că ați primit ceva, că aveți ceva în brațe, pe tavă, uite, vă dă viața ceva după tot ce ați schimbat la voi, a schimbat la relație, a schimbat în modul de a iubi. Puneți preț pe iubire, puneți preț pe celălalt, se pune preț pe voi într-un plan sentimental. Și aceia puteți fi cei norocoși, să zicem așa. E foarte intensificată și a fost și în lunile anterioare zona asta a iubirii. Planetele astea din Taur, Jupiter și Uranus, pe parcursul întregii veri, plus luna asta, a format o grămadă de aspecte bune, trigoane de pământ și mai aveți parte de vreo două, trei și în această perioadă, ba chiar unele cu Venus, care este într-o poziție foarte înaltă, acolo în Fecioară. În sfârșit iese Venus dintr-o zonă foarte delicată, Venus a fost retrogradă, Venus a fost în zonă, într-o zonă cam obscură, cam tenebroasă a vieții voastre sentimentale și de-aia m-am gândit la iubiri de astea mai ascunse, mai secrete, mai nu tocmai plăcute, să zicem așa, poate un dute vino, poate o luptă în sufletul vostru între o iubire la vedere și una mai puțin la vedere sau cu niște sentimente pe care v-a fost greu să le exprimați și poate unii încă de luna trecută ați mai dat afară niște emoții și ați recunoscut ce simțiți, poate ați început o relație, poate ați explicat niște lucruri din trecutul vostru din punct de vedere sentimental.
Și acum s-ar putea să se schimbe un pic vibrația în plan sentimental. Să o vedeți mai stabilă, mai la vedere, mai clară, mai limpede, cu alte cuvinte. Că până acum era așa, mult dubiu acolo, mult ascunziși, multă... un tumult interior foarte puternic. Cred că se termină tumultul interior. Faptul că se termină nebunia care s-a întâmplat în leu toată perioada asta, și leu pentru voi este un sector al pasiunii, dar și al tenebrelor sufletului, se termină furtuna. Încât ar trebui și viața sentimentală să se mai liniștească. Să o vedeți mai bine, conturată, mai la vedere, cum spuneam, nu atât de plină de întrebări și de dubii și de probe de încercare și de hopuri și de mamă prin câte ați trecut în acest interval, care clar că își lasă pe undeva amprenta în sufletul vostru. În ceea ce privește viața de cuplu, zona cuplului este acoperită de rac, unde luna asta nu se întâmplă nimic. Racul e total lipsit de interes, doar luna trece pe acolo. Dar în rest, clar că eclipsa de lună, aceasta de pe 29 octombrie, vă va influența destul de tare, pentru că e vorba de lună. Și luna va fi atunci într-un tir astral, așa cum spuneam, încât foarte posibil tumultul ăla sentimental să se traducă și în cazul celor căsătoriți. De ce? Ca să rezolvați, ca să scoateți la lumină, ca să explicați ce aveți de explicat, ca să reparați ce aveți de reparat, încât unii puteți termina această etapă karmică, așa cum spuneam, cu un moment de împlinire. Uf, o să spuneți, am trecut cu brio, cu mândrie, cu alte cuvinte, cu lecții învățate, cu relații consolidate, cu relații începute și dezvoltate în tot acest timp, cu căsnicii prin care ați trecut, prin toate probele. Poate unii mai aveți acum o probă de încercare, o ultimă probă de încercare. Inclusiv pentru unii, cine știe, în ultimii 2 ani ați fost unii chiar și pe buza divorțului sau despărțirii sau a unor lucruri din trecut care v-au măcinat foarte tare, dar tocmai asta ați făcut în tot acest timp. Ați reparat, ați echilibrat, ați șters, ați plătit karmic. Poate fi pentru unii chiar un moment, finalul ăsta de lună, dar clar că poate influența și luna noiembrie foarte tare. Poate fi vorba de relații sau mai bine zis evenimente cu conotații karmice, dar hai să zicem chiar relații karmice cu personaje din altă viață care au venit în această existență să vă dea o lecție despre iubire sau voi să le dați lor o lecție despre iubire. E o perioadă în care mulți ne întâlnim, jumătățile din altă viață, sufletele pereche, sufletele gemene, parteneri karmici, ba chiar și rivali karmici care au venit să ne dea o lecție, dar nu prin a ne da în cap, ci prin lecția iubirii. Trebuie să învățăm acum să ne oferim unii altora împăcare prin iubire, prin bună înțelegere, prin îmbrățișare și nu prin lupta care a existat în altă existență. Posibil mult să avem astfel de momente pe parcursul lunii, dar poate și a întregului final de an de acum înainte. Deci viața sentimentală e liniștită pentru unii, că ați depășit o perioadă delicată, în timp ce alții poate acum mai aveți o ultimă confruntare, un ultim examen, dar cu brio. N-aș spune că în moment de noi începuturi, gen iubiri noi, parcă n-aș spune că e legat de vreo iubire nouă, nu luna asta, ci mai degrabă cele deja existente, să le vedeți așa că sunt în creștere, cresc ca un colonac, ca un aluat pus la dospit, înaintează. Unii sunteți mulțumiți, alții se poate și mai bine și este relația perfectibilă, trebuie să mai schimb ceva pe aici, pe acolo, dar poate faptul că ați depășit faza aia pasională, focoasă, fierbinte a întregii veri, poate ați depășit o perioadă tensionată, complicată, riscantă pentru unii, în care poate și-a băgat coada ispita, viciu, greșeala, dar ce a fost mai greu, cred că a trecut. În ce privește zona profesională, sunt și aici niște evenimente foarte interesante. Zona locului de muncă este acoperită de gemeni, unde luna asta nu se întâmplă nimic. În schimb, luna viitoare va fi o frumusețe de lună plină și atunci o să culegeți niște roade la locul de muncă. În schimb, zona carierei este în centrul atenției. Zona carierei pentru voi este acoperită de balanță, unde se adună multe planete. S-au adunat încă din august
Aici a intrat Marte la sfârșit de august, Soarele la sfârșit de septembrie, Luna se trece pe aici și Mercur, încât o scurtă perioadă, undeva între 5 și 12 octombrie vor fi 3 planete în total, totul culminând cu faza de lună nouă de pe 14 octombrie, care vine la pachet cu o eclipsă. Ia câte eclipsa, în cazul vostru, are loc în sectorul carierei, imaginii, așa cum spuneam. Eu, acel moment de apogeu pentru unii. Să arătați unde ați ajuns. Se încheie un ciclu și începeți altul. De ce nu? Pentru unii poate fi un moment de o preluare a unei noi sarcini profesionale, de exemplu, de o nouă treaptă profesională, trec pe nivelul următor, o decizie foarte importantă de natură profesională, fac asta sau nu fac asta, în legătură cu imaginea voastră, poate însemnând ceva mai mult decât înainte. Sunteți unii în fața unui prag, a unei trepte profesionale, dar vă întrebați, să urc sau să rămân pe nivelul pe care mă aflu. Unii ziceți, e bine și așa, hai să nu mi-asum, hai să nu mă duc mai mult decât pot, hai să nu ridic prea tare ștafeta, că simțiți că pe undeva această creștere de nivel profesional sacrifică altceva în altă parte și s-ar putea sacrificata multă vreme de acum încolo să fie viața de familie. Voi veți fi într-o situație de asta de a pune în cântar viața de familie versus viața socioprofesională. Sigur că unii o să puneți pres pe cea profesională, că ziceți, e șansa mea, e momentul meu, de când aștept asta, o lună nouă cu eclipsa, aș putea să ies și eu în lumină, să mă vadă și pe mine cine trebuie. Și eclipsa asta pentru unii, da, cam asta dă sentimentul de dat vărul la o parte și cineva vă poate remarca pentru mai bine de atât, în timp ce alții tocmai asta vă dați seama, ca să strălucesc acolo pe podium, pun în eclipsă, în planul 2, în spatele cortinei, alt plan al vieții mele. Nu mai pot face un copil, da copiii cu cine cresc, da viața mea personală unde este și cântăriți. Ce o să alegeți, o să vedeți. Dar unii sunteți într-un astfel de moment delicat, cu atât mai mult că aceste planete din balanță, vă spuneam că sunt sub tirul astral al lui Pluto, care era voi în zodie. Și s-ar putea să fie ultima astfel de confruntare. Cel puțin cu Marte, sigur. Poate cu Soarele și cu Mercur o să mai aibă și la anul pe vremea asta o confruntare Pluto. Dar cu Marte, sigur, și Marte este o planetă a acțiunii, a inițiativei, a curajului, a ambiției, a ambițiilor de natură profesională. Deci, pentru unii, acum vine momentul de a pune în balanță ce fac. Îmi urmez visele, îmi urmez ambițiile, îmi urmez obiectivele, că uite, mi-am setat eu cândva niște mari obiective, dar între timp m-am mai rătăcit, m-am mai dus și prin altă parte, prin lumea mea și nu mi-am atins obiectivele și simt că acum aș putea să fac lucrul ăsta. Sigur că o să aveți timp și altă dată, dar unii sunteți într-o astfel de situație ușor delicată, parcă îi dați unor provocări de natură profesională o conotație așa capitală, de viață și de moarte, de ultimatum, că dacă nu fac acum, cine știe dacă mai am ocazia asta? Unii da. Unii puteți trece prin acest moment de cine știe când o să mai am ocazia asta. Unul o să mai aveți. O să mai aveți și peste 6 luni ocazia asta și peste un an ocazia asta. Rămâne de văzut dacă faceți acum, luați acum aceste șanse în mâini sau le mai amânați odată. Pentru unii poate fi un moment de vârf din punct de vedere profesional, că ziceți, acum e șansa, acum e momentul, acum ori niciodată cum ar fi. Da, dar ce fac cu viața personală, dar ce fac cu copii, dar ce fac cu familia, sacrific, nu sacrific, găsesc echilibru între carieră și viață personală sau ce fac? Pentru unii se naște acum o idee, o mare idee. Imaginați-vă așa că răsare un soare în viața voastră și soarele este aici în balanță. Răsare un soare, se ridică ceva la orizont. Poate pentru unii abia acum se naște obiectivul. Nu l-ați avut până acum, dar dintr-o dată se naște ambiția. Dar ce-ar fi să țintesc eu mai sus de atât? Ce-ar fi să mai fac o școală? Ce-ar fi să schimb ceva în cariera mea, care înseamnă dezvoltare și creștere, evident? Cu atât mai mult că intră Lilith în Fecioară luna asta și Fecioara este într-un sector al școlii pentru voi, al învățăturii. Și cu Lilith acolo s-ar putea unii să aveți acel, nu doar acum, nu luna asta, 9 luni de acum încolo, să începe să vă gândiți foarte serios
că vă lipsesc niște puncte pe tabelul vostru de realizare profesională. Am făcut atâtea, dar există un dar acolo. Și acel dar înseamnă că trebuie să umpleți acele goluri. Nu mi-am dat examenul, nu mi-am dat licența, am făcut școala, s-am abandonat-o, am făcut o școală, nu m-a ajutat la nimic, trebuie să schimb școala, încât pentru unii poate fi și momentul ăsta de intrare la școală, ori din nou, ori pentru prima oară într-un anumit domeniu, pregătind poate terenul către o schimbare undeva în perspectivă. Luna asta e doar ușa, ideea, sclipirea, amintirea, poate chiar și o amintire a unui vis de odinioară. Nu știu, v-a dorit ceva în copilărie și nu l-ați atins. Mamă, mi-am dorit în copilărie, în tinerețe, în liceu, mi-am dorit nu știu ce meserie, școală și n-am făcut-o. Și, pac, ce-ar fi să o fac acum? Pot fi schimbări de carieră, pot fi schimbări de meserie și mai ales pot fi schimbări de profesie pentru cei care n-au mers pe calea predestinată, să zicem așa. Toți avem o misiune personală. Și în momentul când ați venit pe lume și v-ați întrupat, ați zis, prin meseria mea pe care o să o am și semnez acolo că am să o caut toată viața până am să o îndeplinesc, prin meseria mea eu am de fapt o misiune în lumea asta. O misiune pentru alți oameni, evident, dar poate fi și propria voastră misiune. Încât unii poate nu v-ați îndeplinit misiunea. Ați făcut, nu știu, avocatură ani de zile și la un moment dat nu v-ați mai regăsit în asta sau acum începe să nu vă mai regăsiți în domeniul ăsta. De ce? Pentru că atunci când ați venit la întrupare, ați semnat că nu o să fiți avocat, că o să fiți scafandru. Și acum vine șansa de a face trecerea către a învăța să fiți scafandru sau altceva. Și de-aia apar probleme în cariera veche, în domeniul veche, în profesia veche. Unii își pierd jobul, alții se duc cu neplăcere la serviciu, alții sunt criticați. Apar niște dezechilibre în carierele de până atunci sau profesiile de până atunci sau în joburile de până atunci, de până acum, cu alte cuvinte, anume ca voi să începeți să priviți în altă direcție. Măi, de ce nu mă mai regăsesc eu în avocatură? Pentru că vine acolo ideea de karmică de la sufletul vostru, de la spiritul vostru care vă spune, știi ce? Tu n-ai vrut să fii avocat sau nu trebuie să fii avocat. Cum nu trebuie? Da, uite că am atins succesul. Da, nu zice nimeni că n-ai atins succesul, dar rolul tău, misiunea ta ar fi să fii scafandru la un moment dat și să salvezi un om care se neacă undeva într-o corabie scufundată. Ăla va fi rolul tău karmic, nu avocatura. Dau un exemplu. Deci e așa un joc al întâmplării, al karmei care o să vă ducă pe unii, evident, nu toți capricornul să-și schimbe acum jobul către misiunea personală, dar unii veți avea astfel de situații de punct și de la capăt, dar unde e aia? Unde e misiunea aia? Unde e meseria aia? Unde e profilul ăla? Și îl veți căuta. Ceea ce poate să însemne, da, din nou de la școală. Pot să am 50 de ani, dar mă duc la școală. Pot să am 3 facultăți, dar mă duc din nou la școală. De orice natură ar fi școala aia, pentru că școala aia, între ghilimele, poate fi și școala la propriu sau la figurat, școala aia mie îmi deschide alte căi, nu azi, nu mâine, undeva, în perspectivă și pe drumul ăsta pe care voi merge acum, înscriindu-mă la școala asta, îmi voi atinge cândva împlinirea, misiunea. O să bifez acolo, gata, mi-am îndeplinit misiunea pe care mi-am luat-o eu la un moment dat. Și poate fi o misiune, în cazul vostru, o misiune la nivel social, nu față de o singură persoană. Da, și avocatura este o meserie pe care o jucați la nivel karmic. Zic, avocatura, dar poate fi orice altceva, învățământ, zugrav, șofer de taxi, orice, doctor, psiholog, toate joacă roluri cheie în viața altora și pot fi misiuni karmice și unii aveți o astfel de revelație a misiunii karmice prin natura meseriei. Ceea ce poate să însemne, ce fac? Pun în balanță. Meseria de până acum, bună, rea, cum o fi fost, de succes sau nu, și meseria de acum înainte, dacă ce grea e trecerea de pe un țărm pe altul, e un pod care se formează acolo și voi sunteți într-un astfel de moment de trecere a podului. Unii au curaj să treacă podul, alții tot amână, nu-i momentul, dar cine știe, nu la eclipsa asta, nu la eclipsa următoare. Vor fi 3 eclipse pe axa asta a carierei în anul ăsta plus anul viitor, încât unii probabil nu faceți altceva decât o amânare a momentului. Nu acum,
peste 6 luni, nici peste 6 luni, mai vine odată peste un an pe vremea asta aceeași situație și atunci cine știe ce mari decizii, ba chiar atunci va fi un moment și mai interesant, că va fi în balanță și la sfârșitul anului viitor va fi și Lilith și poate ăla va fi pentru unii de-a dreptul șutul ăla care vă va duce pe misiunea personală, pe cariera karmică, nu pe carieră, pe profesie, hai că nu pentru toți poate fi vorba de carieră, pe profesia karmică, de rolul karmic în societate, că undeva prin natura meseriei aveți un rol de jucat în viața cuiva sau poate unei întregi pături sociale, nu neapărat în viața unui singur om, nu mai spun de misiunea în propria viață. Și care pentru unii abia la anul pe vremea asta. O să mai vorbim de karmă când nodul sud se va întâlni cu Lilith, mamă ce o să fie și atunci și ăla va fi chiar un moment de cutremur pentru unii, evident, în care o să fiți puși din nou în fața unei mari decizii de destin de natură profesională. În ce privește banii, nimic interesant la capitolul bani. Cred că ați depășit un moment delicat, a fost o vară destul de complicată la capitolul bani, mai ales pentru cei care aveați datorii, credite, bani, finanțări, nu prea erau banii voștri, acolo s-ar putea unii să fi trecut în niște momente delicate. Acum cred că e doar o perioadă în care trebuie să luptați, să echilibrați balanța la capitolul buget personal. Pentru unii, faptul că vreți să faceți niște schimbări de natură profesională, posibil, unii să simțiți nevoia să mai căutați un al doilea job, să mai căutați o sursă de venit, dar unii aveți șansa unei a doua variante, aveți jobul ăla oficialul de unde vin banii, dar cine știe, unora vă vine ideea să mai câștigați și de prin alte surse. Mai degrabă poate fi o perioadă de achiziții, cumpărături, cheltuieli decât venituri. Poate fi o perioadă în care cumpărați niște lucruri importante, gen mașină, apartament, un utilaj foarte important, deci niște sume de bani se pare că se mișcă prin niște conturi de acolo în unele cazuri, dar trebuie să fiți un pic prudent că există și niște mici riscuri, să nu vă întindeți mai mult decât vă e plapuma, să nu cumpărați ceva inutil, cuvântul ăsta inutil, țineți minte inutilitatea, deci dacă veți investi bani, luați ceva absolut util. Fugiți în acest moment de lucruri nefolositoare, inutile în acest moment. Că mai sunt momente de astea care, mamă, avem impresia că ne trebuie un telefon și nu ne trebuie, că merge la vechiul. Deci poate fi o perioadă de ispite financiare, să zicem așa, gata, gata să cumpărați ceva, wow, îmi trebuie musai mașina asta. Și poate nu e obligatoriu. Deci mai ales acolo la utilitate sau inutilitatea sau oportunitatea unor cheltuieli majore, că există riscul să dați o sumă mare de bani și mai târziu banii ăștia să vă fie de folos. Ce păcat că i-am dat pe telefonul ăsta, că uite, mi s-a stricat frigiderul între timp și tare, era bun frigiderul și nu telefonul. Posibil să fie niște mici abateri de la buget. Ispite. Tentații. Capricii. Mai ales de natură tehnică, să zicem așa, mașină, mecanisme, calculatoare, tehnologie, chestii de-astea care, wow, ne-ar putea da impresia că ne trebuie musai, dar nu-i chiar așa. Și banii s-ar putea duce aiurea la un moment dat și altă dată o să fie utilă suma aia de bani care s-ar putea să se ducă pe o ispită, cum spuneam. Altfel, bani Nu e o perioadă în care se anunță sume în plus, nu ieși de din comun cel puțin. Poate această eclipsă de lună, la sfârșitul lunii, poate să vă aducă niște sume de bani meritate, care v-au fost multă vreme blocate pe undeva, gen moșteniri, sume care vi se cuvin din diverse, nu știu, despăgubiri, chestiile alea care trebuie cineva să vă trimită bani de pe undeva și din diverse motive n-au ajuns la voi, unii ați putea trece și prin astfel de situații. Dar altfel nu văd evenimente ieșite din comun la capitolul bani, decât atât, că ar putea să vă vină o idee de al doilea job, încă o sursă, încă un salariu,
încă o activitate, da, poate fi mai degrabă găsirea unei activități gen pasiune, hobby, care deocamdată, să zicem, e un hobby, dar cine știe dacă din hobby ăsta, dacă nu cumva deja ați pornit pe calea asta de vreun an și ceva încoace, să înceapă să iasă bani din acest hobby. Și dacă încep să iasă bani din hobby, nu știu, împletiți, handmade, faceți prăjituri, chestii de astea așa de plăcere, din pasiune, poate chiar cu simț artistic, poate acum încep să vină niște bani ceva mai mulți și să începe să vă gândiți dacă nu cumva de aici ar putea ieși o afacere mai devreme sau mai târziu, o activitate care să o înlocuiască pe aia oficiala, cariera, jobul, meseria de zi cu zi. Și încetul cu încetul, cine știe, pentru unii nu e o trecere către o afacere de asta, gen antreprenoriat. Până acum am câștigat eu așa 10% din venituri îmi veneau mie din acest hobby. Mai vindeam și eu o rochiță, mai vindeam și eu un platou de prăjituri. Nu cumva pentru unii care între timp v-ați dezvoltat acest talent, acest hobby, sau o să o faceți de acum înainte, cum v-am spus că este acea schimbare, joncțiune dintre ceva din trecut către altceva care de fapt e misiune personală, pentru unii puteți fi puși într-o astfel de situație de schimbare a ponderei. De la job oficial, de unde luam 90%, începeți să luați bani, de exemplu, din pasiune și începeți să vă gândiți din ce în ce mai mult ce ar fi să dau mai mult timp aici, ce ar fi să învăț mai mult, ce ar fi să mă perfecționez în domeniul ăsta, prăjituri, de exemplu, sau orice altceva, sau decorațiuni, sau mai știu eu ce. Și cine știe dacă într-o zi nu o să-mi fac din asta o carieră full time. Deocamdată s-ar putea să fie part-time, așa, din când în când, de weekend, de plăcere, la ocazional, dar într-o zi, cine știe, cu schimbarea asta de axă, pe o axă a carierei, unii, da, vă veți duce încetul cu încetul către ce vă spune sufletul că vă place să faceți. Nu acolo unde până acum v-ați făcut o imagine, o poziție, o carieră, ci începeți să gândiți cu spiritul, cu sufletul, cu plăcerile inimii voastre. Asta este luna octombrie, intensificată pentru toată lumea, de altfel, nu doar pentru voi, ca atare, trăiți-o frumos și cu succes.